Este cu tremur total la Moscova. Anunțul care trimite o undă de șoc direct la Kremlin. O sursă ucraineană arată că peste 80.000 de militari ruși au murit în timpul războiului din Ucraina. Informația vine în contextul eliberării Hersonului de sub ocupația rusă. Autoritățile din Ucraina susțin că peste 80.000 de militari ruși au fost uciși la începutul invaziei ucrainenii au realizat o nouă actualizare privind numărul de pierderi suferite de Rusia de la începutul războiului. Potrivit acesteia, 80.210 soldați ruși au fost uciși și 5.730 de vehicule blindate au fost distruse. Pe lista cu echipamente militare care au fost distruse mai sunt 278 de avioane, 261 de elicoptere și 2.838 de tancuri. În martie, Rusia a afirmat că 1300 de militari ruși au fost uciși în timpul luptelor, însă cifrele nu pot fi verificate din surse independente. Un oficial ucrainean susține că mai mulți soldați ruși nu au putut părăsi regiunea Herson, și s-au îmbrăcat în haine civile pentru a nu fi capturați de militarii ucraineni care avansează în zonă. Un membru al Consiliului Regional Kherson a declarat că forțele armate ucrainene se află în etapa finală de recucerire a malului vestic al râului de Nipro. Serhiclan a anunțat că mai mulți soldați ruși nu au putut pleca la timp și s-au schimbat în haine civile pentru a nu fi capturați de ucraineni. Anterior, Kremlinul a susținut că retragerea sa a fost finalizată fără pierderi de personal. Ministerul Rus al Apărării a anunțat vineri că a finalizat retragerea trupelor de pe malul vestic al râului de Nipro, în regiunea Herson din sudul Ucrainei, potrivit Roităz. În informarea sa zilnică, ministerul a declarat că toate forțele și echipamentele au fost transferate pe malul estic al Niprului. Retragerea a fost finalizată vineri dimineață la ora ora 5, ora Moscovei.